Andy Murray a vorbit deschis despre necesitatea de a se vaccina, susținând public obligativitatea vaccinării jucătorilor de tenis. Scoțianul a primit un wild card la Australian Open, iar înainte de a pleca la antipozi, a decis să facă și al treilea vaccin. Nu mulți dintre contemporanii să îi împărtășesc punctul de vedere, tenisul fiind unul dintre sporturile în care rata de vaccinare între jucătorii profesioniști este destul de redusă, cel puțin din punct de vedere al raportărilor oficiale. Majoritatea sportivilor de top nu au fost tocmai încântați de vaccin, mulți dintre ei amânând acest lucru cât mai mult posibil. Dacă Australian Open nu ar fi impus un mandat de vaccinare, majoritatea dintre ei probabil nu ar fi făcut acest gest. Lider de opinie în acest sens este chiar numărul 1 mondial, Novak Djokovic. Andy Murray însă a criticat acest lucru în trecut, acceptând în același timp că este vorba în cele din urmă despre o alegere personală. Înainte de a zbura spre Australia, Andy Murray a optat să facă o nouă doză de vaccin, respectiv boosterul, anunțând acest lucru pe contul său de Twitter. Modul în care a făcut-o însă a provocat zâmbete, dar și încruntări, Andy Murray ironizându-i în mod public pe adepții teoriei conspirației, care au prezentat vaccinurile ca fiind un mijloc de a injecta microcipuri în oameni. Murray a scris următoarele. Azi mi s-a injectat al treilea microchip. El a schimbat apoi tonul mulțumind științei medicilor și lucrătorilor din domeniul sănătății pentru munca depusă în tot timpul pandemiei. Știința este cea mai bună, mulțumesc oamenilor de știință, mulțumesc medicilor și lucrătorilor din domeniul sănătății pentru munca incredibilă pe care o faceți, a precizat Andy Murray pe contul său de Twitter. Britanicul este în prezent pe locul 134 în clasamentul ATP.